Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Începem o nouă săptămână cu vești preponderent din actualitatea politică internațională. Iată, avem vești din Ungaria, care reușește să arate întregii lumi că nu acceptă să stea sub talpa Uniunii Europene și a păpușarilor, a noi ordini mondiale. Parlamentul Ungariei a obligat guvernul maghiar, printr-o lege adoptată marți, să conteste decizia Uniunii Europene privind cotele de imigranți obligatorii la Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg luna viitoare. Legea aprobată cu 154 de voturi arată că acele cote alocate de Bruxelles ignoră principiul subsidiarității și nu acordă parlamentelor naționale din statele membre oportunitatea de a-și exprima opinia. Ei bine, iată că ceea ce la noi nu se poate, în Polonia și în Ungaria se poate. Nu vor primi emigranți. Nu dau doi bani pe decizia Uniunii Europene de a obliga țările est-europene de a primi emigranți. Este o măsură corectă, atât cea din Ungaria cât și cea din Polonia, care se opun acestor cote. România, țin să vă aduc aminte că la modul bla bla bla, la vrăjeală, au fost împotrivă conducătorii noștri și când a fost vorba să dea piept cu marii barosane ai Uniunii Europene, Klaus al nostru s-a făcut mititele și a zis că nu avem încotro, că o să acceptăm. Ei bine, ungurii și polonezii nu acceptă ca doamna Merkel să-și bată joc de popoarele lor. Doamna Merkel i-a invitat pe musulmani să facă enclave musulmane, i-a invitat să dezvolte rețele teroriste, i-a invitat să stea, să fure, să violeze, să-și facă de cap în Europa, să pună stăpânire pe Europa, să construiască moschei, dar iată că sunt și popoare verticale care spun nu. Uniunea Europeană nu înseamnă că decideți voi, câțiva păpușari, pentru noi popoare, pentru noi țări, care totuși sunt încă independente și suverane. Ungurii au luat măsuri și au închis granița de sud cu Serbia, au construit un gard metalic din sârmă ghimpată, un gard de care să nu se mai poată trece, au lăsat doar punctele de trecere a frontierei pe unde mai trece numai cine vor ei. Interesant este faptul că ungurii au anunțat că nu doar granița cu Serbia va fi securizată în acest fel cu gard de protecție, gard de sârmă ghimpată, ci și granița cu România. Foarte interesant. Soldații, polițiști și ingineri unguri au început miercuri să marcheze deja locul pe unde va trece gardul care va fi construit de Ungaria la frontiera cu România, cu scopul oficial de a opri fluxul de imigranți musulmani. Bă, fraților, știrea asta circulă pe toate canalele mass media, dar nimeni nu o comentează. Nimeni nu comentează cât de aberantă este această știre. Păi, dragii mei, priviți aici. Musulmanii vin în Europa prin Grecia, urcă în sus, prin Serbia, eventual prin Bosnia și Slovenia și ajung în Austria sau în Ungaria. De unde, mai departe, spre țara mamă, Germania. Dar apare o problemă aici. Noi, românii, nu suntem în calea emigranților musulmani. Drumul merge așa, spre Germania. În niciun caz așa. Ei bine, la noi nici n-ar avea cum să treacă musulmanii. De ce? Pentru că ar trebui întâi să treacă prin Bulgaria, ceea ce nu se poate, după aia ar trebui să treacă Dunărea în Not, ca să treacă fraudulos granița. Noi avem un gard, cum ar veni, care să ne protejeze și acest gard care ne protejează împotriva invaziei musulmane este Dunărea. În aceste condiții în care Ungaria a închis accesul pe teritoriul ei, nu au cum să mai ajungă musulmanii, nici așa în România. Și totuși, ungurii s-au pus pe treabă și construiesc gard metalic de sârmă ghimpată, impenetrabil, pe granița cu România. Nimeni nu se sesizează în mass media românească. Stai, mă, care-i logica? Să faci gard aici, la granița cu România, când în România nu sunt musulmani, nu trec prin România musulmani, nu trec și nici nu au cum să treacă nici în viitor. De unde până unde nevoia asta de a investi sute de milioane de euro într-un gard aparent inutil? Dragii mei, nimeni nu vă spune pe televiziunile păpușarilor care este adevăratul motiv al acestui gard, dar vă spun eu. Am să vă explic eu care este motivul acestui gard. Și iată, încep prin a vă cita o știre pe care v-am mai dat-o și săptămâna trecută și, din păcate, timpul alocat emisiunii nu mi-a permis să dezvolt subiectul. Așa cum vă spuneam în emisiunea de prin 16 noiembrie, două televiziuni din Rusia au difuzat imagini despre o armă aflată în stadiul experimental care încă nu a intrat în dotarea armatei ruse. Conform documentului ce a putut fi vizualizat prin mărirea imaginii, torpilele care urmează să fie amplasate în Rusia și pe submarine pot contamina zone întinse care devin inutilizabile pentru orice activitate militară, agricolă sau economică pentru o perioadă îndelungată de timp. Haideți acum să facem un pic de logică, matematică, ceea ce nu le place nici lui Chiriac, nici lui Rareș Bogdan, nici lui Ciutacu, nu-i place nici lui Banciu, lor nu le prea place logica. Dar o să fac eu logica aceasta. De ce este nevoie de acest gard aici? E o întrebare. Ce este cu aceste rachete balistice rusești care vor pleca de aici din Rusia? De ce? Ca replică la rachetele balistice amplasate de către americanoizi în zona asta. Germania, Italia, România mai nou, Polonia. Veți zice, bine mă, ăștia au rachete balistice nucleare orientate spre Rusia să atace Rusia? Rusia, dragii mei, are și rachete balistice nucleare pregătite să atace bazele de rachete americanoide din vestul Europei. Până acum a existat un echilibru de forțe. Ăștia nu trăgeau de aici pentru că știau că primesc replica de dincolo. Dar, odată cu scuturile antirachetă de la Deveselu din România și scutul antirachetă din Polonia, se întâmplă un fenomen interesant. Americanoizii, prin trupele lor NATO, pot să atace oricând Rusia și, cel puțin la modul teoretic, stau liniștite că nu pot fi victimele unui contraatac al Rusiei, pentru că rachetele din Polonia și România vor distruge în aer rachetele balistice. Bun, e corect. Din cauza acestor motive strategice și-au și permis americanoizii să se implice în Ucraina, să dea lovitură de stat în Ucraina și să scoată Ucraina de sub aripa Rusiei și să o ia în zona de influență a Occidentului. Ăsta este motivul pentru care și-au permis. Că au știut că au NATO acum, că echilibrul de forțe s-a rupt. Ei pot să trimită rachete nucleare balistice înspre Rusia, dar Rusia nu mai poate pentru că există scutul antirachet aici. E bine, aflăm acum că rușii pregătesc, au niște rachete balistice care odată explodate în aer fac imposibilă continuarea vieții pe sute de kilometri pătrați în zona unde s-a petrecut această explozie a rachetelor balistice rusești. Nici nu trebuie să bombardeze rușii nimic. De ce, dragii mei? Pentru că e foarte logic. Dacă trimiți o rachetă balistică nucleară din Rusia către Europa Occidentală, scutul antirachetă de la Deveselu și cel din Polonia le vor intercepta și le vor distruge în aer în zona României și a Poloniei. Ce se va întâmpla în aceste zone unde rachetele trupelor NATO vor distruge în aer rachetele nucleare rusești? Păi se va întâmpla că toată această bandă va deveni un deșert radioactiv. De ce? Pentru că racheta aia încărcată nuclear, explodată, va împrăștia reziduri nucleare pe zone foarte întinse. Aceste rachete zboară la înălțimi foarte mari, vor cădea pe pământ și toată această zonă va deveni un deșert radioactiv de nelocuit pentru foarte mult timp. Pentru zeci sau chiar sute de ani. Exact cum se întâmplă acum la Cernobâl în Ucraina, unde centrala nucleară a făcut ca zone foarte întinse în jurul centralei nucleare să fie de nelocuit din cauza rezidurilor radioactive emanate de centrala care a explodat. Ei bine, dragii mei, 70% dintre zombii de România se bucură și sunt de acord că în România există trupe NATO și avem scut la Deveselu. Trebuie să știți foarte bine, voi cei ce sunteți limpezi la minte, că acest scut de la Deveselu nu are rostul de a ne apăra pe noi, pe români. De ce? Pentru că noi nu am fost niciodată o țintă pentru rachetele nucleare rusești. De ce? Pentru că n-au ce să distrugă la noi. Dacă tu nu ai pe teritoriul tău baze de lansare de rachete balistice îndreptate împotriva Rusiei, dacă nu produci în România tehnologie de mare valoare, de vârf în domeniul militar, n-ai de ce să fii atacat. De ce? Pentru că o rachetă balistică din aceea nucleară costă de ordinul zecilor de milioane de euro. Păi pe ce să strici în România o rachetă ca aia? Ca să merite, ca să ai un randament, să ai eficiență. N-are nicio logică să trimiți o rachetă balistică din Rusia ca să bombardezi România. Rușii au și recunoscut, au spus oficial. Nici nu a fost vreodată România o țintă nucleară pentru Rusia. Nici acum nu este o țintă nucleară decât prin acest scut de la Deveselu. Dar, atenție! În clipa în care rușii vor contraataca la un atac al trupelor NATO din vestul Europei, toate rachetele trimise de ruși și interceptate de scuturile acestea vor transforma zona asta în deșert nuclear. Ei bine, dragii mei, acum poate înțelegeți mai bine de ce au nevoie ungurii de o graniță aici foarte bine securizată. Dacă nu înțelegeți, vă spun eu. În clipa în care războiul al III-lea mondial care se apropie va izbucni, ce se va întâmpla? Occidentul va ataca Rusia, Rusia va trimite rachetele, scutul de la Deveselu și din Polonia își vor face datoria, iar românii vor fugi ca potârnichile din România, la fel cum și polonezii vor fugi, unde? Dincolo de zona ce a devenit radioactivă. Ei, imaginați-vă că ungurii nu s-ar bucura deloc să facă față exodului a 20 de milioane de români, 1 la mână. 2 la mână, imaginați-vă că toți românii ăștia care fug de aici sunt deja radioactivi. Sunt vectori radioactivi care nu fac decât să distrugă Ungaria. Când îți intră în Ungaria 20 de milioane de români care au fost supuși radiației deja, asta știți ce înseamnă? Că ai distrus și Ungaria toată. Chiar dacă aici nu au căzut bombe nucleare și reziduri ale unor bombe explodate în aer, prin venirea românilor care sunt încărcați radioactiv din cauza a ceea ce s-a petrecut aici, devine radioactivă și Ungaria. Pentru că românii vin, intră în gări, intră în aeroporturi, intră în contact cu unguri, intră în supermarketuri, intră în benzinării. Asta înseamnă că se transformă și Ungaria într-o țară radioactivă. Ei bine, ungurii se pregătesc ca românii să nu poată să treacă granița, iar la punctele de trecere a frontierei stați liniștit, că vor fi armate întregi de unguri cu mitraliere, de soldați maghiari cu mitraliere în mână, care vor pune frână un eventual exod al cetățenilor români care fug disperați din fața morții albe radioactive. Ăsta este motivul adevărat pentru care ungurii fac aici gard. Nu musulmanii. N-are nicio logică cu musulmanii. În schimb, se leagă foarte bine logica scutului cu rachetele rusești care vor transforma România în deșert radioactiv și protecția ungurilor pentru țara lor. Este normal, firesc, ca ungurii să se protejeze știind ce va urma. Pentru că în caz de război, exact la asta se va ajunge. Noi suntem țară de sacrificiu. Noi, dragii mei, suntem proștii familiei care o să devenim o țară radioactivă, un deșert, și noi românii vom avea de stat aici, să murim aici, în deșertul radioactiv. De ce? Ca să apărăm vestul Europei, dragii mei, de rachetele balistice rusești. Rachetele balistice rusești nu vor mai reuși să treacă dincolo de această barieră pentru că vor fi explodate în aer. Cu ce preț? Distrugerea României și a Poloniei, eventual a Ucrainei, care oricum nu sunt decât țigănia Europei, așa văd europenii aceste țări. Ba, se vor și bucura că scapă de noi. Știți cât de mult suntem, cât de iubiți suntem în vestul Europei. Ei bine, acest scut va face să dispară. Și ucrainenii pe care îi disprețuiesc total vesticii și mai ales păpușarii, de ce? Pentru că ucrainenii sunt cunoscuți ca cel mai antisemit popor din lume. Nicăieri în lumea asta nu o să întâlniți o populație, un popor care se iurească mai mult pe evrei decât ucrainenii. Ei bine, dacă rachetele astea din Polonia vor fi trase deasupra Ucrainei, poate că Polonia nu va fi foarte supusă acestui bombardament radioactiv. Și atunci vom avea frumos așa, pac, România și Ucraina scut în fața rachetelor rusești să apere Europa de Vest cu prețul vieții, cu prețul acestor țărișoare. Toți cei ce vă mai duceți și vă spuneți, vă exprimați simpatia, dragostea pentru americanoizi și bucuria că avem un scut antirachetă care să ne apere, să știți de acum încolo de ce ne apără. E bine să știți cât de bun este scutul antirachetă pentru România. Da? Dragii mei, într-un discurs ținut în fața Parlamentului, în Franța, François Hollande a declarat că atacurile teroriste de pe teritoriul țării pe care o conduce au amenințat întreaga lume, nu numai Franța. Hollande a continuat declarația, sau Hollande, ca să vorbesc mai franțuzește, spunând că luptătorii Daesh vor fi anihilați cu orice preț, iar pentru acest lucru se va întâlni cu Barack Obama și cu Vladimir Putin pentru a se crea o coaliție internațională unită. Am mai luat mai multe măsuri împotriva Daesh, a spus Hollande. Mai întâi, pe plan internațional, operațiunile din Siria au fost intensificate. Portavionul Charles de Gaulle s-a poziționat în Marea Mediterană și a început să atace jihadiștii din statul islamic. Ei bine, dragii mei, tot mai mult aflăm de la o zi la alta, pe măsură ce trece timpul, că atentatul acesta de la Paris nu a fost deloc nevinovat din punctul de vedere al forțelor de securitate franceze. Au fost dați de gol cu privire la faptul că aveau informația că se pregătește acest atentat terorist, știau despre el, la fel cum știau și americanoizii cu privire la atentatul terorist care a dus la prăbușirea celor două turnuri gemene. Nu numai că au știut, l-au și lăsat să se desfășoare. Mai mult, nici nu i-au deranjat pe teroriști ore întregi de la începutul declanșării și pe foarte multe agenții de presă, pe foarte multe canale de internet mai ales, aflăm cu lux de amănunte modul în care serviciile secrete antitero din Franța au înțeles să nu intervină, să tragă de timp, să-i lasă pe teroriști să facă cât mai multe victime. Sigur că da, face parte din această boală a teoriei conspirației. Să zici că, bă, francezii au știut și special au vrut să se întâmple. E teoria conspirației, nu e fair play, nu e bine politic să avem astfel de păreri. Adică îi supărăm pe frații noștri francezi dacă avem astfel de păreri și lăsăm să se creadă că noi românii credem că tot acest atentat terorist nu a fost pus la cale. Dar a fost anticipat și mai ales tolerat de către forțele speciale, de către conducătorii Franței. De ce? Foarte simplu. Prin sacrificarea a câtorva sute de francezi, iată, Franța redevine o forță internațională care își reface intrarea, își bagă din nou coada în chestiuni ce țin de politică internațională, de unde Franța fusese exclusă. Franța are mari interese și ea, interese imperialiste pe care le-a avut mereu, nu doar în Africa de Nord, ci și în Asia, în Orientul Mijlociu. Vreau să vă spun că, de exemplu, Libanul, vecin cu Siria, este o fostă colonie franțuzească. Siria la fel. Sunt țări în care se vorbește și astăzi limba franceză. Ei bine, ele au fost pământurile lor, proprietățile lor. Și acum când s-a descoperit acolo o grămadă de petrol și gaz, ar vrea și ei să mai ciupească și ei, să mai ciugulească ceva, dar pentru asta trebuiau să-și vâre coada în conflictul ăsta dintre ISIS, Siria și Rusia. Și cum să-și bage ei coada altfel dacă nu printr-un pretext caracteristic, tipic pentru păpușarii care conduc lumea? Foarte simplu. Exact cum a făcut Bushilă cu World Trade Center și l-a făcut pretext ca să atace după aia Irakul și Afganistanul, ca să pună mâna pe bogățiile acestor țări, exact la fel, după același model, François Hollande s-a lăsat violat de către ISIS, ca acum să aibă pretext să-și bage coada, să trimită portavioane, să trimită avioane, să bombardeze și la sfârșit, desigur, după ce ISIS va fi înfrânt și după ce se va reinstaura ordinea, să zică: bă, fraților, noi am cheltuit niște bani, noi am făcut niște investiții, niște eforturi, am sacrificat niște oameni ca să putem învinge ISIS, să fie pace în zona asta Orientului Mijlociu. Avem și noi pretenții la niște petrol acolo, la Leviatan, să intre și companiile noastre, să intre și Elf la exploatări acolo cu o redevență 0 sau 0,1-0,2%. Adică trebuie și noi să ciupim acum ceva, să recuperăm din jertfa umană și jertfa militară pe care am făcut-o pentru a scăpa Siria de ISIS. Ăsta este jocul, de fapt. Au sacrificat viața a 130, 140, 150 de oameni din două raționamente. 1. Ca după aia să poată să mulgă la vaca siriană, și 2. Și sume imense, atenție. E un super business. Să moară 150 de francezi ca după aia să câștigi zeci de miliarde de euro. Păi este super business. La ei, la păpușari, nu contează viețile de oameni. Viețile noastre, ale sclavilor, nu fac doi bani. Dar ei o să încarce conturile cu zeci de miliarde din ceea ce vor beneficia după terminarea războiului, din compensații pentru viețile pierdute. Noi, poporul, murim și ei, păpușarii, iau compensațiile. Deci, unul la mână, motivul pentru care a avut loc acest act terorist la Paris a putut să se dezvolte, să ia amploare și să se finalizeze cu moartea a sute de oameni, este în primul rând interesul material al păpușarilor de a se implica după aceea în tratativele de pace, și doi la mână e interesul acestui gangster de Hollande, care a găsit, atenție, când era în sondajele de opinie se prăbușa și la viitoarele alegeri prezidențiale nu avea nicio șansă să fie reales președinte, avea nevoie de ceva. Exact cum avea nevoie și George Bush în America. Avea nevoie de să iasă în față ca Mihai Viteazu cu paloșul în mână și să strige: eu voi salva poporul francez, uite ce viteaz sunt eu. Ei bine, situația în sondajele de opinie pentru Hollande era catastrofală înainte de atentatul terorist, iar astăzi este la cel mai înalt nivel de când e el președintele Franței și are mari șanse să fie reales. De ce? Pentru că readuce gloria Franței, pentru că atacă, ca un mare viteaz ce e, atacă cu forțele franceze, cu forțele armate franceze, statul islamic, teroriștii, jihadiștii. E foarte simplu calculul. Iată cât a avut de câștigat acest Hollande. A băgat o grămadă de bani în buzunarele stăpânilor lui și iese și el, are și el parte de încă un mandat de președinte. Au murit 200 de francezi? Ce contează, mă? Pentru ei e mai puțin relevant decât dacă moare un cal într-un sat din România. Ce mare scufală, mă! Au murit câțiva șobolani. Păi dar nu sunt proprietatea lor, oamenii ăștia. Așa se face politica internațională, dragii mei. La fel au murit și americanii la World Trade Center. Bush știa foarte bine, CIA-ul știa foarte bine ce urmează să facă teroriștii aceia, din care au fost chiar școlarizați, au fost învățați să conducă avioane, au fost ajutați să comită atentatele. Bush știa foarte bine că vor avea loc. Dar avea nevoie de pretextul de a invada și de a jefui de petrol Irakul, Afganistanul, de a-și băga coada acolo. Exact același lucru, după același model, a acționat François Hollande în Franța. Acum cu atentatul terorist. Din păcate, noi vedem, vorbim și ursul își vede de treabă. Știți vorba aia românească. Câinii latră, ursul își vede de treabă. Exact asta se întâmplă. Ceea ce spun eu acum, și vin și vă deschid ochii și cu scutul antirachetă și cu ce se întâmplă cu atentatul terorist din Franța. Lor li se rupe. Eu sunt o gâză care e ascultată de 10.000 de oameni și 10.000 de oameni care, după ce au ascultat, zic, vai, 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 câtă dreptate are primul, s-a terminat. Noi nu avem nicio forță. Noi nu mai putem așa, la o șuetă, să povestim despre cum ne omoară nenorociții ăștia care conduc lumea, cum își bat joc de noi. Sunt însă unii care se agită spre deosebire de români. În urmă cu 2 săptămâni, de exemplu, n-a transmis absolut nicio agenție mass media, nicio televiziune, faptul că în Londra, în centrul Londrei, au avut loc proteste violente cu o participare de 10.000 de oameni la chemarea grupării anticapitalism Anonimus. Au fost răniți polițiști în confruntările cu manifestanții, au fost arestați peste 50 de manifestanți, majoritatea lor purtând măști de plastic reprezentative pentru gruparea Anonimus. Știți, fața aia de plastic cu mustață care îi simbolizează pe Anonimus. Ei au spus, Anonimus au declarat că în principal au ieșit la această manifestație pentru egalitate, împotriva cenzurii și că trebuie să formăm un singur popor unit. Ei bine, ceea ce vă spun și eu, e ceea ce iată spun și alții, suntem niște nebuni care încercăm să unim turma de oi, bete și proaste ca să creăm o forță să stopăm acest abuz imens care se face împotriva noastră de câțiva nebuni, criminali, de câțiva demoni posedați de Satana. Anonimus reprezintă libertatea, au spus ei. Avem dreptul să protestăm, avem dreptul de a trăi o viață liberă. Avem dreptul la un guvern mai deschis către noi și care să ne spună ce face, să ne reprezinte, au spus oamenii. Manifestanții au încercat să-și curească drumul spre Palatul Buckingham, deși nu aveau drept să demonstreze acolo. O parte din ei au vrut să ajungă și la sediul Partidului Conservator de la putere, dar au fost repede blocați de polițiști și împrăștiați cu bâte, cu bastoane, cu gaze lacrimogene. Iată, dragii mei, noi, popoarele, sclavii, trebuie să ne luptăm nu cu păpușarii, nu cu marii stăpânei lumii. Trebuie să ne luptăm cu forțele de ordine care ar trebui să ne păzească, să ne protejeze. În fapt, forțele de ordine care ar trebui să ne protejeze pe noi protejează pe Rockefeller ca să poată să exploateze gaze de șist și îi bate pe săteni. În fapt, forțele de ordine care ar trebui să ne apere pe noi îi apără pe marii păpușari, pe reprezentanții lor, nu te lasă să te apropii nici de doamna regină a Angliei, nici de domnul prim-ministru al Angliei, care reprezintă simbolul păpușărimii mondiale, și te bate și îți dă cu bâta și îți dă amenzi și îți dă cu gaze lacrimogene dacă ceri dreptate și libertate și să nu mai fim ținuți în sclavie. Noi îi plătim pe acei jandarmi, pe acești polițiști, ca să-i apere pe dușmanii noștri, ca să ne bată pe noi, ca să apere marile corporații. Ăsta este în România rostul jandarmilor, să apere șevronul și să-i bată pe săteni, că le sunt otrăvite fântânile. Dragii mei, trăim într-o lume în care totul e al lor. Poliție, justiție, servicii secrete, procuratură, parlament, guverne, președinte, totul e al lor. Bănci, fabrici. Noi suntem sclavi, dar asta nu este între ghilimele. Noi suntem sclavi în toată regula. V-am mai spus și în alte emisiuni și vă repet. Actualul sistem, actuala societate în care trăim este cea mai perfecționată și parșivă formă de exploatare a omului de către om. Este cel mai perfecționat sistem sclavagist existent vreodată pe această planetă. La adăpostul, la umbra acestui termen de democrație, care este doar un ambalaj frumos, strălucitor, în spatele lui se ascunde o mizerie imensă. Cea mai mare excrocherie din istoria modernă a omenirii. Suntem sclavi, dragii mei. Și suntem un rahat, de fapt, și împachetați, ambalați într-un ambalaj superb, auriu, cu fundiță roșie și scrie frumos pe fundiță democrație. N-are nicio legătură cu democrația ce se întâmplă azi în lume. Mergem mai departe, ca să vedeți câte și mai câte în lumea asta, vești pe care nu le aflați altfel decât aici. Statul israelian a precizat săptămâna trecută că diplomații săi nu vor lua parte la o serie de reuniuni cu Uniunea Europeană. Reacția vine în urma hotărârii luate de Bruxelles de etichetare separată a produselor care provin din coloniile israeliene din teritoriile ocupate. Comisia Europeană a cerut celor 28 de state din blocul comunitar european să pună în aplicare etichetarea produselor provenite din coloniile Israelului din Palestina. Această măsură a fost condamnată ferm de statul israelian. Dragii mei, iată, la inițiativa Suediei și a Danemarcei, care au și recunoscut Palestina ca stat independent, iată, Europa se mișcă și există un anumit curent, foarte slab încă, deocamdată foarte slab, prin care Europa să nu mai poată fi păcălită, cum a fost până acum, de către Israel. În fond, în fapt, Israelul, dragii mei, nu este altceva decât al 51-lea stat component al Statelor Unite. Iar România, în paranteză să fie spus, se pregătește să devină al 52-lea stat component al Statelor Unite. Au totul în România. Ca să declare România ca stat aparținând Statelor Unite, nu mai lipsește aproape nimic. Au primul ministru, au guvernul, au DNA-ul, au SRI-ul, au justiția, au SIE, au poliția, nu le mai trebuie decât un lucru. Președintele, care încă se lasă greu. În clipa în care vor avea și președintele, putem spune că nu doar în mod formal, ci practic, România le aparține. Este al 52-lea stat, nu al Statelor Unite, ci proprietatea păpușarilor. Au tot un rest. Petrolul, gazul, pădurile, ogoarele, totul e al lor. Ca să cumperi toate ogoarele din România, dragii mei, este suficient averea unui miliardar de rang nu foarte mare din America. Atenție! Odată cu deschiderea aceasta a României, prin care se permite cumpărarea de terenuri agricole în România de către cetățeni străini, orice miliardar din această lume, nu foarte mare miliardar, atenție, poate să cumpere toate terenurile agricole din România. Vă dați seama în ce situație ne-am pus singuri? Păi, a cumpăra România de către o persoană privată e o glumă. În clipa în care pădurile sunt ale lor, apele sunt ale lor, în clipa în care sistemul de distribuție a energiei electrice este al lor, sistemul de distribuție a gazului al lor, tot petrolul este al lor, tot gazul e al lor, toate instituțiile publice sunt ale lor și s-a servită lor. Păi noi nu mai suntem o țară independentă decât așa, de vrăjeală, cu numele. În realitate, noi le aparținem. Suntem proprietatea lor, nu a Statelor Unite, a proprietarilor Statelor Unite. Așa se pune problema în ziua de azi. Dar încă mai există, la fel ca Anonimus, la fel ca lupta pe care o duc eu aici cu meritocrația în România, încă se mai mișcă pe aici pe acolo, mai răsare câte un tigru care dă cu laba. De exemplu, un mandat al Uniunii Europene de arestare a fost emis pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu. Nu o să vedeți la nicio televiziune în România această știre. Nu, este secret. Nu este imposibil ca o astfel de știre să fie dată, cu toate că e o știre foarte importantă. Primul ministru al Israelului, dacă pune piciorul în Europa, trebuie arestat. Atenție! Există ordin de arestare, mandat de arestare pe numele lui în Europa. Mandatul de arestare a fost emis de un judecător din Spania, care a cerut să fie informat dacă Netanyahu intră pe teritoriul țării pentru a putea fi arestat. Mandatele de arestare au fost emise și pentru alte 7 persoane, fostul ministru al apărării Ehud Barak, fostul ministru de externe Avigdor Lieberman, fostul ministru pentru strategie Moshe Yalon, fostul ministru de interne Eli Yashai, ministru delegat Benny Beghin și viceamiralul Maron Eliezer. Toți aceștia sunt vizați de o anchetă privind un raid israelian asupra unei flotile ce urma să aducă ajutoare umanitare în fâșia Gaza în 2010. 9 activiști umanitari care făceau parte din echipajul acestui vas care aducea ajutoare umanitare palestinienilor ce fuseseră căsăpiți de rachetele israeliene au fost uciși în raidul israelian. Deci, 9 europeni au fost uciși efectiv de către forțele israeliene pentru că s-au dus cu ajutoare la palestinieni și pentru că israelienii nu acceptau așa ceva ca palestinienii să primească ajutoare umanitare, i-au omorât pe europeni. Sigur că este revoltător. Deci, acești indivizi au primit mandat de arestare după atâta timp și pe șestache, total pe șestache, pentru 9 cetățeni europeni care și-au pierdut viața atunci. Dar vreau să vă aduc aminte că atunci, în 2010, au murit mii de oameni în Israel, în Palestina. Vreau să vă aduc aminte că în ultimii 3 ani au murit peste 1500 de copii în bombardamente ale armatei israeliene. Vă aduceți aminte, probabil, scenele acelea în care 4 sau 5 copii care jucau, copii de 9 ani, 8-9 ani, care jucau fotbal pe plajă, au fost mitraliați de către soldații israelieni pentru că erau bănuiți că sunt teroriști. Ei bine, pentru aceste fapte, nimeni nu a crâcnit nimic, nimeni nu a spus nimic. Pentru peste 1 milion de civili, femei, copii și bătrâni, morți în Irak, în Siria, în Libia, în Orientul Mijlociu, peste 1 milion. Pentru un război provocat de acest nebun de George Bush și de clica lui neoconservatoare, dragii mei, nimeni nu a plătit nimic, nu este judecat, cu toate că în mod normal ar trebui să fie aduși în fața Tribunalului Penal Internațional și condamnați, judecați și condamnați pentru crime împotriva umanității, pentru acte deosebit de grave împotriva umanității. Ei bine, toți acești gangsteri n-au nicio problemă. Doar iată s-a găsit un judecătoraș spaniol care să emită un ordin de arestare. Foarte interesant. Mass media nu zice nimic și sunt convins că Netanyahu va veni relaxat în Uniunea Europeană și nimeni nu va îndrăzni să pună în aplicare acel mandat de arestare. Pentru că e lumea lor. Și judecătorii care nu ascultă, ori sunt asasinați, ori nu sunt băgați în seamă. O să ia Netanyahu și o să-i șteargă la fund cu mandatul ăla de arestare al judecătorașului ăla. Că nu-i interesează, că legea sunt ei. Justiția ori e a lor, ori dacă nu e a lor, nu o bagă în seamă. Și, dragii mei, iată Hans Klem, ambasadorul Statelor Unite la București, a spus săptămâna trecută că românii nu au îndeplinit încă toate condițiile ca să poată călători fără viză în Statele Unite. Totuși, el a precizat că țara noastră merge în direcția cea bună. N-auziți de 20 de ani că mergem în direcția cea bună? Mergem în direcția cea bună. Țara noastră a devenit a 52-a proprietate a păpușarilor, dar noi românii nu prea putem pleca în America. Înțelegeți? Noi suntem aproape de a deveni și noi cetățeni americani, dar deocamdată n-au nevoie de noi decât de țărișoara noastră. Înțelegeți? Noi s-ar putea ca noi să fie nevoie să stăm pe aici, să prindem resturile de la rachetele nucleare rusești care cad pe la noi prin țară, știți? Dragii mei, din păcate, noi vorbim, eu vorbesc, voi mă ascultați și pe 1 decembrie nu știu ce o să fie, dar vă chem să ieșiți în stradă și să promovați meritocrația. De ce? Nu ca să schimbăm guvernul, nu ca să facem violențe, nu ca să facem nimic. Nu poți să schimbi lumea prin demonstrații. Și dacă ne ducem 200.000 de oameni și strigăm vrem schimbarea sistemului, vrem meritocrație, nu rezolvăm nimic. Schimbarea poate veni doar într-un singur fel. Pe căi pașnice, democratice, Noi trebuie să fim un simbol pentru faptul că meritocrația este o formă evoluată de democrație. Noi trebuie să le arătăm acestor gangsteri cum arată democrația. Să fim 10 milioane de români care să ne ducem și să votăm schimbarea sistemului la referendum. Noi putem organiza noi referendum, nici nu trebuie să organizeze ei. Putem noi, dacă vom fi mulți, să organizăm referendum și să le arătăm că vrem altceva. Că vrem meritocrație, că vrem Constituția meritocrată. După care va veni etapa a doua. Vom vorbi despre etapa a doua abia după ce vom fi mulți care vom vrea meritocrație. Pentru asta e nevoie ca la astfel de demonstrații să fie o mare de pancarte pe care să scrie meritocrația. Astfel încât să afle și ceilalți români că există o alternativă la sistem. Ca nenorociții ăștia de pe televiziunile aservite să nu mai poată să rânjească veseli. Da, mă, voi vreți alt sistem. Dar ce puneți în loc? Ce alt sistem? E că nu aveți nimic. Pe atunci rămânem cu ăsta. Ei bine, trebuie să le arătăm că există alt sistem. Și pentru asta trebuie să informăm pe zombișori că există alternativă. Se numește Constituția meritocrată. Am editat 10.000 de flyere. Toți cei ce vreți să mergeți cu ocazia manifestațiilor ce se vor ține de 1 decembrie în toată țara, vreți să dați aceste flyere informative ca să promovăm meritocrația, să le deschidem ochii zombișorilor, vă rog să trimiteți mail și vă trimitem flyere fără să plătiți nimic. Totul este suportat de mine, că nebuni ca mine nu sunt mulți. Deci, din păcate, dragii mei, aștept cererile voastre de flyere. Nu mai facem bannere pentru că or să zică că stau niște forțe oculte în spate, că uite bannere profesioniste. Cu toate că vă spun sincer, bannerele alea sunt făcute tot așa de către simpatizanți, membri, prieteni ai meritocrației și ai mei, care au acceptat în firmele lor să le facă fără bani sau cu bani foarte puțini. Dar nu dă bine. Imediat vin rahații ăștia de politicieni și zic: fii atent, sunt organizați, sunt sponsorizați. De unde au avut ei bani de bannere? Ei nu văd bannerele lor din campania electorală, făcuți din șpăgi. Nu, dacă eu am adus de acasă în schimb bani să fac un banner, e sponsorizare. Înțelegeți? Deci faceți pancarte din carton cât mai mari și scrieți cu cariocă groasă pe ele meritocrația. E mai bine, nici nu ne mai costă absolut nimic, le faceți fiecare în felul vostru, dar e important să fie o mare de pancarte cu meritocrația, să se vadă la toate televiziunile, să nu poată să le ocolească. Și e important să dați flyere prin care să informați pe cei ce nu au aflat de alternativa la sistemul ticăloșii de acum. Dragii mei, și așa am depășit timpul. Se face 13-14 pe aici, pe în spatele camerei. Vă spun, ca de obicei, cu drag și cu Dumnezeu înainte. La revedere!